Unii vor fi înăuntru, alții afară. Cei dinăuntru vor purta numele lui Dumnezeu, cei de afară numele fiarei. Poate sună ciudat. A purta numele lui Dumnezeu înseamnă a fi prețuit sistemul de valori al împărăției lui Dumnezeu. A purta numele fiarei înseamnă a te mulțumi cu sistemul de valori al lumii, pentru că El este Dumnezeul veacului acestuia. El imprimă mersul lumii acesteia, sistemul ei de valori. Dar implicațiile sunt veșnice, pentru că cei dinăuntru vor fi în prezența lui Dumnezeu, a veșnicului Dumnezeu, cei de afară vor fi veșnic despărțiți de Dumnezeu. Frații mei, miza este uriașă. Cu alte cuvinte, vizează nu viața asta scurtă cu tot ce ai realizat în ea, ci vizează destinul meu veșnic.